Sorin Oprescu nu mai candidează la primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut chiar de el în această dimineață. Fostul primar general a declarat că, deși a strâns mai multe semnături decât avea nevoie, morala și controlul judiciar stau în calea unei noi candidaturi. Sorin Oprescu a anunțat astăzi că nu mai candidează pentru un nou mandat de primar. Fostul edil a strâns până acum peste 18.000 de semnături, dar se vede nevoit să renunțe la campanie. Dacă nu mă oprea morala, dacă nu mă oprea controlul judiciar, dacă era o altă situație, sigur că eram prezent acolo. La urma urmei, doamnă, doresc să duc la sfârșit ceea ce am început. Din păcate, rămâne o dorință. În al doilea rând, aș vrea să nu se uite că totuși sunt în control judiciar, care este restrictiv în privința asta, mă refer la participarea la adunări publice. Anul trecut, în noiembrie, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Sorin Oprescu pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat.